Redactarea unui text presupune atenție acordată exprimării coerente și clare a ideilor, prin marcarea corectă a paragrafelor, prin respectarea proprietății termenilor și corectitudinea gramaticală a enunțurilor. Un alt aspect important este respectarea normelor de punctuație și de ortografie prin cunoașterea rolului celor. 11 semne de punctuație, și a celor 7 semne ortografice. Cratima este unul dintre semnele ortografice care are legătură cu despărțirea în silabe a cuvintelor la capăt de rând. Într-o clasă de elevi, la ora de limba și literatura română, elevii citesc poezia Fluturi de Elena Farago iar profesoara le cere să redacteze un text de 80-100 de cuvinte în care să consemneze impresiile de lectură. Adina termine prima descris textul și duce caietul profesoarei pentru a-i arăta pagina cu jurnalul de lectură. Când primește caietul cu textul corectat, Adina observă că sunt evidențiate câteva greșeli și a primit recomandarea de a aplica elementele de fonetică învățate. Este clar că o recapitulare este necesară. Urmărește acest videoclip pentru a afla care sunt cunoștințele necesare pentru evitarea greșelilor făcute de Adina. Adina a greșit pentru că nu a recunoscut structura unor silabe și nu a respectat regulile de despărțire în silabe și la capăt de rând. Pentru a evita greșeli în redactarea unui text care țin de aplicarea unor cunoștințe de fonetică, să recapitulăm regulile de despărțire în silabe a grupurilor de consoane a grupurilor de vocale, precum și scrierea specială a unor cuvinte la capăt de rând. Silaba este o unitate de pronunțare formată în mod obligatoriu dintr-o vocală, alături de care pot apărea consoane și sau semivocale. Despărțirea în silabe a unor cuvinte are scopul de a pune în evidență structura lor silabică. Există cuvinte monosilabice, de exemplu, lac, ia, ei, am, teai, precum și cuvinte plurisilabice, de exemplu, apoi, lângă, prieten. În cazul poeziei, despărțirea în silabe este necesară pentru a preciza măsura versurilor ca element ce asigură muzicalitatea textului poetic. Succesiunea de trei versuri din poezia Fluturi de Elena Farago arată o măsură de 6, 5, 6 silabe. O atenție sporită trebuie acordată silabelor formate din părți de vorbire diferite. De exemplu, silabele ia și mea sunt formate din clitic pronominal și verb auxiliar. Silaba nui cuprinde marca de negație NU și I, forma scurtă a verbului ESTE. În structura văzându ultima silabă este formată din două litere ale formei nepersonale la gerunziu și cliticul pronominal I. În ceea ce privește silabele formate din părți de vorbire diferite și în care apare cratima, regula generală și obligatorie este interdicția de a lăsa la sfârșit sau la început de rând o secvență care nu este silabă. În consecință, silabe precum ia, sa, dăm sau mea nu se despart la sfârșit de rând, ci se trec în întregime în rândul următor. În scrierea unui text, foarte importantă este despărțirea în silabe a cuvintelor la capăt de rând, prin respectarea regulilor de despărțire în silabe a grupurilor de consoane și a grupurilor de vocale. Despărțirea în silabe a grupurilor de consoane se face pe baza a trei reguli. Prima regulă vizează despărțirea unei consoane între două vocale. A doua regulă se referă la despărțirea a două consoane între două vocale, iar a treia regulă se referă la despărțirea a trei sau mai multe consoane între două vocale. Regula a doua și regula a treia cunosc și excepții pe care le-am notat cu un R așezat în partea de sus a literei R, adică regulă la regulă. În continuare, voi ilustra cum se aplică fiecare dintre aceste reguli. Conform primei reguli, o consoană între vocale trece la silaba următoare ca în exemplele. Animal, fluturi se comportă ca o consoană și combinațiile de două consoane din cuvinte cu grafii străine care notează un singur sunet, ca în cuvintele pizza, rocker. Regula a doua presupune despărțirea în silabe diferite a grupului de două consoane alăturate, ca în exemplele broască, părinții, accent. Excepțiile sau regula la regula a doua înseamnă trecerea ambelor consoane la silaba următoare, în condițiile în care a doua consoană este L sau R, iar prima este una dintre consoanele B, C, D, F, G, H, V. Conform celei de-a treia reguli, succesiunea de trei consoane se desparte după prima consoană, așa cum poți observa în cuvintele astru membru. Dar și această regulă are excepții când despărțirea se face după a doua consoană în cazul unor anumite grupuri de consoane. Ilustrate în cuvinte precum sculptură. Sau sandwich. Deoarece o silabă poate conține doar o singură vocală, succesiunea de două vocale respectă regula hiatului, adică vocalele trec în silabe diferite. Conform acestei reguli, se desparte și succesiunea de vocală și diftong sau triftong. Iată câteva exemple de cuvinte care conțin vocale în hiat și se despart în silabe diferite: alee, poet, afectuos. Succesiunea de vocală și diftong sau diftong și diftong, care se despart în silabe diferite, poți observa în aceste exemple creează aceea steaua ploaie. Regula hiatului se aplică și în cazul succesiunii de vocală și triftong, ca în cuvintele suiai, leoaică. Deși despărțirea în silabe a grupurilor de vocale este unitară, totuși și aici există două situații care se abat de la regulă. Prima situație se referă la combinațiile de două vocale în unele cuvinte scrise cu grafii străine, care au valoarea unui singur sunet ca în limba de origine și nu se despart, ca în cuvintele liduri, o compoziție muzicală și culomb, unitate de măsură. A doua situație se referă la ișoptit, care apare după un grup de consoane, și deci nu poate fi considerată vocală. De aceea, în cuvinte precum dormi sau cerpi, i final este șoptit și nu are valoare fonetică. Pe lângă regulile de despărțire în silabe în interiorul cuvintelor, există și reguli de despărțire a unor cuvinte la capăt de rând. Nu se despart la capăt de rând. Abrevierile și notațiile cu abrevieri, prenumele sau abreviera prenumelui și numele de familie, numeralele ordinale scrise cu cifre și litere, și grupurile ortografice. Despărțirea cuvintelor la capăt de rând are scopul de a economisi spațiu, dar nu trebuie să provoace neînțelegeri și să fie neelegantă. Acum poți corecta greșelile din compunerea Adinei, deoarece cunoști regulile pe care ea nu le-a respectat. Acordă și tu atenție redactării textului prin aplicarea cunoștințelor dobândite la școală.